Salut și bine te-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. În următoarele momente vorbim despre Nacon Revolution Pro Controller 2 în urma cererii lui Bogdan Caraivan, căruia îi mulțumesc pentru donația efectuată aseară. Mersi mult, Bogdan! Înainte să vă cumpărați maneta asta minunată, vă rog, urmăriți acest material și asigurați-vă că ați înțeles absolut orice, ca să nu aveți după aia dubii sau nemulțumiri la adresa ei. Încercați, când efectuați comanda, să alegeți un magazin serios care își onorează comenzile. Eu am avut noroc cu Ventum Games, dar vă zic, unul din 10 clienți este mulțumit, iar restul de 9 au plângeri la adresa lor pentru că nu își onorează comenzile. Asta o spun în urma unui feedback a mai multor membri de pe comunitatea PlayStation România, așa că este o recomandare personală să aveți grijă de unde faceți comanda. Bun, acum cât despre mine și Nacon Pro V2, când ne-am întâlnit noi doi, să zic așa, am atins pentru prima dată maneta asta, am făcut o greșeală și anume n-am știut cum să activez modul PS4. Așadar, asigurați-vă că maneta voastră are culoarea în jurul sticului din dreapta roșie, ca să fiți 100% siguri că sunteți pe modul PS4. Eu timp de o săptămână am jucat pe culoare albastră, respectiv pe MOV, motiv pentru care eram pe PC Mode și nu înțelegeam de ce maneta mea nu merge. Ei bine, acum nu facem decât să apăsăm aici pe PS4 Mode și observăm că ne apar 4 profile. Avem așa, unul neutral, avem FPS-ul, FPS Pro, respectiv Arcade. Ce ne interesează, înainte de a face toate setările, mergeți aici la Firmware Update, uitați-vă la versiunea actuală și dați un check, vedeți dacă aveți ultima versiune, deoarece de fiecare dată când se actualizează versiunea manetei, se resetează și setările. Așa că asigurați-vă prima dată de update și după aia vă faceți setările. Ok, mergem la General Settings. Aici vedem că partea de vibrare, maneta pe stânga-dreapta poate să vibreze diferit. Cine știe, poate vreți să vă customizați și partea asta, puteți da niște teste. Eu am să dau test acum, nu știu dacă se aude. Da, deci asta e stânga, asta e dreapta care e mai încet, ceea ce e perfect. Bun, acum Lightning Parameters. Ce să zic eu, parametrii luminii puteți să dați pe slow și altfel vă pulsează foarte ușor acel cerc roșu din jurul stick-ului din dreapta. Dați un save și vă întoarceți acasă. Ok, mergem acum la unul dintre cele mai importante aspecte, adică Customize Your Profiles, unde vedem că ne apar o sumedenie de chestii pe ecran și nu prea le înțelegem. Cu siguranță nu le înțelegeți. Bun, nici eu nu le-am înțeles, așa că haideți să vi le explic. Înainte de toate, îmi urmăriți cursorul și vă uitați aici la butonul Share. Am două buline, după care la butonul Options am alte două buline. Ce reprezintă fiecare bulină? Urmează să vă explic. Înseamnă, prima bulină este Nacon Neutral, a doua bulină este Nacon FPS, a treia bulină este FPS Pro, respectiv a patra bulină care este Nacon Arcade. Eu personal mă joc pe profilul numărul 2, adică Nacon FPS, ceea ce înseamnă că dacă ne uităm pe manetă acum, în real life, deci nu în soft, ci în real life avem maneta în față, ar trebui să se aprindă ăsta bulina cu numărul 2. Da? Deci trebuie să fiți foarte atenți. Bun. Ok, acum sunt aici pe Nacon FPS și vreau să încep să fac editările, da? Mă duc aici în stânga sus și apăs pe Sticks. Am apăsat pe Sticks și vedem aici că avem stick-ul din stânga, stick-ul din dreapta. Ei bine, nu facem decât să mergem pe High. Radius vrem pe 0 deoarece vrem ca joystick-ul nostru să fie activ din centrul lui până în exterior, 100%. Deci nu vrem să avem parte de alte experiențe, băi, nu a mers joystick-ul sau știu eu, l-am activat prea târziu sau
În fine, mergeți pe 0, aveți încredere în mine și center zone-ul, dead zone-ul din Battlefield 5, cum știți din clipul anterior, este dezactivat la 0, pentru că eu vreau de la 0% până la 100% să simt mișcarea in-game. Același lucru facem și pentru static dead zone din dreapta, unde stăm pe 0. Nu experimentați altele, adică dacă vreți, selectați-vă un alt profil și mergeți pe static dead zone pe diferite valori dacă vreți să vedeți ce face. Eu am încercat treaba asta, însă eu personal vă explic acum pentru Nacon FPS. Punct. Respectiv jocul Battlefield, Call of Duty Black Ops 4, ce mai este Overwatch, mă mai joc. Deci pentru asta încerc să explic setările din acest material. Ok, acum un aspect foarte, foarte important este acest response curve of the left stick, respectiv response curve of the right stick. Vedem aici că avem o schemă care un grafic ce reprezintă niște numere pe o, nu știu, response curve pe joystick, nu știu ce. În fine, cele mai bune valori în momentul de față sunt următoarele. Atât pe stick-ul din stânga cât și pe cel din dreapta mergem așa. Pe small, ăsta trebuie să fie un small movement, am să mă duc pe el pe 40. Da, deci mă duc pe 40, vedem că se modifică graficul. După care am să iau medium movement, da, ținem aici pe semnul întrebării cursorul și vedem ce înseamnă și ce vrea să reprezinte. Aici avem 33, rămâne așa, după care vine și Big Movement, care este 27. Totalul lor ar trebui să facă undeva la 100%, din ce înțeleg eu, deci rămâne așa. În condițiile în care mergem pe response curve-ul de pe right stick, vedem că dacă modificăm valorile pe Small Movement, aici, de exemplu, am 40, vedem că celelalte valori, cum ar fi Big Movement, cresc, da? Deci acum Big Movement este 30. Ok, cam astea sunt setările. Mergem aici la Medium Movement și dăm iarăși până la 33, astfel Big Movement ne scade până la 27 și ajungem la valorile dorite. Ok, acum dau Save, am salvat setările astea, mă duc mai departe la Mapping. Văd aici că am niște shortcuts care le activez în momentul ăsta și eu am așa, pe M1, aceste shortcuts-uri vă ajută să nu luați maneta, să nu luați degetele de pe joystick în momentul în care vă jucați Battlefield sau orice alt shooter, încât în timpul mișcării in-game voi puteți în continuare să controlați mișcări, nu știu, slide-uri, să vă dați viață, să dați viață, muniție, să scoateți armele adiționale, nu știu, cum ar fi anti-tank mines sau o grenadă extra sau, da, deci chestii de genul adiționale din shootere, Battlefield în cazul nostru, care ne ajută să facem tot în mișcare, fără să trebuiască să iau degetul de pe joystick-ul din stânga sau cel din dreapta. Bun, ce se întâmplă? Mă duc pe M1, eu vreau, de exemplu, să am săgeată sus. Pe M1 selectez aici, apăs săgeată sus, mi se activează butonul respectiv. Mă duc pe M2, pe M2 am săgeată stânga pentru a da muniție în jurul meu, da? Sau viață, să arunc tot felul de pachete. Pe M3 am X-ul, dau un click pe M3 și apăs X-ul pe manetă, astfel eu voi putea să sar, voi apăsa X-ul pe sub manetă fără să fiu nevoit să iau degetul pe joystick-ul din dreapta. Deci eu rămân activ în continuare, ați văzut că sunt foarte mulți în Fortnite, în tot felul de shootere, mă, oameni buni, ăia sar și trag. Cum poate să sară și să tragă? Așa se poate cu Nacon Pro V2. Ok, vedeți că aceste shortcut-uri nu sunt disponibile pe manete DualShock clasice cu care vin. Această manetă este un aftermarket licențiat. Ok, și am aici M4-le, care pe M4 am săgeată dreapta și îmi dau mie viață sau îmi dau mie muniție. Ok, în continuare, în mișcare. Deci nu sunt nevoit să iau degetele de pe joystick. În rest,
Totul rămâne directional pad, rămâne în 4 căi, nu mă interesează să fie în 8. Astea cu 8 puteți să activați în condițiile în care, uite, se vede acum pe monitor cum arată 8-ul, nu știu, cred că la arcade se folosește mai mult treaba asta, însă eu rămân pe 4 direcții, am să dau save, așa, mă duc până la triggers, văd aici că maneta mea începe la 10% să tragă și 10% să pună aim-ul. Aici în stânga, left trigger reprezintă L2-ul, iar right trigger-ul reprezintă R2. Așa că cu L2-ul noi punem ținta, cu R2 tragem, da, in-game. Așa că am să mă duc de la 0% până la 100% să-mi fie activ, pentru că vreau să pun ținta repede și vreau să trag la fel de repede, nu? Mi se pare normal, asta se întâmplă în shootere. Ok, dăm save, nu e nevoie de prea mult tam-tam aici, ne întoarcem home, ne asigurăm că toate setările noastre au fost salvate prin Active Profiles. Dăm Active Profiles, vedem că cele 4 profile au fost încărcate în controllerul nostru, dăm OK și cam asta a fost. Țineți minte, trebuie să fiți pe PS4 mode, maneta voastră trebuie să fie roșie când o activați ca să fiți în modul PS4. Ei bine, vă mulțumesc pentru deosebită atenție și nu rămâne decât să ne auzim în celelalte clipuri. Iar dacă aveți întrebări, exact cum a avut și Bogdan Caravan, nu ezitați să mi le adresați fie pe chat-ul live. În fiecare seară obișnuiesc să fac live după orele 20 în timpul săptămânii, iar în weekend la orele 18. Sau dacă nu mă găsiți pe Facebook, Japi Adrian, îmi dați mesaje, sunt disponibil mai tot timpul. Adică tehnologia este de partea noastră, astfel de pe telefon vă pot răspunde foarte ușor. Bun, ce pot să zic decât baftă la fraguri, aveți grijă de unde vă cumpărați maneta, aveți grijă să urmăriți acest material și cam atât. Baftă la fraguri, cât mai statistici cât mai bune și așa mai departe. Succes! Pa, pa!